După ce au realizat că au greșit rezolvarea și riscă să nu primească niciun punct, mai mulți absolvenți au inițiat o petiție online. Aceștia cer ca romanul Moromeții să fie considerat roman interbelic. Până acum, peste 5.000 de persoane au semnat petiția și numărul este în creștere. Termenul interbelic le-a dat bătăi de cap absolvenților care au susținut ieri proba de bacalaureat. Cei de la Profilul Real au avut de redactat un eseu în care să prezinte tema și viziunea despre lume într-un roman interbelic studiat. Mulți dintre aceștia au ales greșit romanul Moromeții, care este un roman postbelic. După ce și-au dat seama de greșeala comisă, absolvenții nu au pierdut timpul și au creat o petiție online prin care speră ca romanul Moromeții să fie acceptat ca răspuns corect la subiectul al treilea examenului de bacalaureat. Pentru faptul că au greșit, inițiatorii petiției dau vina pe emoții, nici într-un caz pe faptul că nu au învățat suficient pentru bacalaureat. Nu este pentru prima dată când, la o testare națională, elevii reclamă că au fost duși în eroare. În urmă cu o săptămână, o astfel de petiție a fost lansată după proba de matematică de la evaluarea națională și a fost semnată de peste 40.000 de persoane. Absolvenții de gimnaziu, sprijiniți și de părinți, au susținut că diagrama este reprezentată greșit și au cerut ca ambele răspunsuri să fie considerate corecte. Ministerul Educației le-a transmis că enunțul este clar, fără ambiguități și permite un singur răspuns corect. Examenul de bacalaureat continuă miercuri cu proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, și se încheie vineri cu proba la alegere.